fost ora 23. Buletin de știri. București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Nopți lungi și triste, acasă mă gândesc și pe voi acolo vă zăresc. Sunt nopți pline de groază pentru mine în război. Sunt nopți de bază acolo la voi. Stille, helt stille, et kor av tause skrik. Gråt uten tårer, og så altfor mange svik. Men han glemte aldri drømmen, lyden av en sang som speiler seg i ungen, sin lek og fri. Doamne, vino, Doamne, kom hit og se hva menneskan har gjort. Doamne, vino, Doamne, kom hit og se. Acest cumplit război, de ce vă gândiți numai la voi? M-am dat albi drămen, vină avem sam, sunt speile să eu, sunt leicoprieți tram. Și nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce vă acuză de-acolo din mormânt. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Come here to see.
Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă. Să vezi ce-a mai rămas.